2018 la an lumină de alte state europene în ceea ce privește calea ferată. România se bazează masiv pe banii europeni pentru a mai recupera din decalaj. În ultimii 30 de ani s-au modernizat mai puțin de 700 de kilometri de cale ferată, adică undeva la 7% din întreaga rețea. Din 2007 încoace, banii europeni au finanțat șantierele pentru readucerea în secolul 21 a circa 500 de kilometri de șină. Din păcate însă, în multe cazuri au fost licitații cu probleme, blocaje financiare, proiecte incomplete, ceea ce a făcut ca lucrările să înainteze într-un ritm prea lent. Acum România are o nouă șansă pentru a-și repara calea ferată, circa 3,5 miliarde de euro prin PNRR. Despre cum merg proiectele de modernizare a căii ferate și unde se situează România față de alte state, discutăm imediat la știrile dimineții cu jurnalistul Digi24, Cristina Zbârn. Dar mai întâi aflăm detalii despre proiectul de 1 miliard de euro pentru modernizarea infrastructurii feroviare din portul Constanța. În cel mai important port de la Marea Neagră se lucrează la sub 50% din capacitate din cauza șinelor de tren nereparate. Iulia Stanciu ne spune care sunt efectele. Iulia, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Aici, în portul Constanța, este nevoie de investiții în infrastructura CFR. Puteți vedea în spatele meu, sunt multe șine nefuncționale în care a crescut vegetație înaltă uneori și de 2 metri și de asemenea sunt foarte multe vagoane abandonate de ani de zile. Acum aici se vor investi peste 5 miliarde de lei pentru optimizarea transportului feroviar în portul Constanța. Se vor face așadar ample lucrări de modernizare a liniilor de cale ferată. Stațiile CF vor avea centralizare electronică, vor fi schimbate toate instalațiile de telecomunicații, vor fi construite noi clădiri și lista poate continua. Scopul acestor lucrări este acela de a avea un transport durabil, cu efecte cât mai mici asupra mediului, conform obiectivelor Uniunii Europene. Finanțarea provine din fonduri externe nerambursabile, mecanismul pentru interconectarea Europei și de la bugetul de stat. Investiția ajunge la 1 miliard de euro, iar proiectul va fi implementat în 48 de luni. Iulia, îți mulțumim! Despre cât de repede reușește România să-și repare calea ferată, reiese din proiectul de modernizare a magistralei Brașov-Sighișoara. Lucrările începute în urmă cu 2 ani sunt abia la 15% față de 40% cât ar fi trebuit să fie. Drept urmare, România a cerut Comisiei Europene, care ne-a dat banii pentru proiect, o amânare a termenului de execuție. Detalii primim chiar acum de la jurnalistul Digi24, Maria Colcear. Bun găsit pe segmentul de cale ferată Brașov-Sighișoara, care face parte din coridorul feroviar Rin-Dunăre. Se circulă în medie cu 40 de km pe oră. Un drum de 120 de km este străbătut în 3 ore. Lucrările au început în anul 2020, după 3 ani de licitații. Dacă lucrurile ar merge bine până în anul 2024, trenurile ar trebui să circule cu 160 de km pe oră. Însă lucrurile nu sunt în cea mai bună stare, iar lucrările sunt întârziate. Firma care se ocupă de reabilitarea căii ferate ar trebui să fi făcut deja 40% din lucrări, însă doar 15% sunt realizate. Reabilitarea căii ferate Brașov-Sighișoara costă peste 1 miliard de euro, dintre care mare parte din bani sunt fonduri europene. Acesta este cel mai mare proiect de infrastructură din România în ultimii 30 de ani, care presupune și construirea a două tuneluri de 5, respectiv 7 km și un viaduct de 1,7 km. Alături de noi în platou este colega noastră Cristina Zbârn. Discutăm despre acest subiect despre care am mai discutat și probabil vom avea în continuare foarte multe motive de discuție. Foarte multe probleme la CFR, foarte multe probleme în ceea ce privește căile ferate române și din păcate suntem printre codașii Europei în ceea ce privește modernizarea căilor ferate. De regulă așa se întâmplă atunci când ignori o infrastructură timp de 30 de ani și după aia când ai de banii europeni te gândești că trebuie să ajungi și tu la nivelul altor state, mai ales că în momentul de față este chiar o direcție de la Bruxelles ca investițiile în dezvoltarea infrastructurii să meargă mai degrabă către transportul feroviar decât către cel rutier și asta pentru că se încearcă și reducerea emisiilor de gaze dăunătoare, iar transportul rutier conduce în acel clasament
clasament. Este mult mai fezabil și pentru noi și pentru natură să ne deplasăm cu trenul decât cu mașina, poluăm mai puțin. Într-adevăr, România în ultimii 30 de ani, spune chiar în Planul Național de Redresare și Reziliență, prin care s-au acordat aproape 3,5 miliarde de euro pentru modernizarea și repararea căii ferate, România nu prea a reușit decât să modernizeze vreo 700 de kilometri și banii europeni au fost practic esențiali și pentru cei 700 de kilometri. Ca să ne facem o idee, să punem în context, înseamnă 700 de kilometri din vreo 10.000 de kilometri de cale ferată pe care îi avem, undeva la 7%, și mare parte și din aceste lucrări care s-au făcut cu chiu, cu vai, cu întârzieri, cu lucrări care au durat chiar și 10 ani de la deschiderea unui șantier și până la finalizarea lucrărilor, dar 500 de kilometri din cei 700 s-au făcut cu banii europeni. Din 2007 încoace, vreo 5 miliarde de euro au intrat în modernizarea căii ferate și fără acești bani, probabil că nu am fi nici aici, adică la o viteză medie de circulație pentru trenuri de 60 de kilometri la oră, 50-60 de kilometri la oră. Din păcate, România, cu bani de la bugetul de stat, a cam ignorat calea ferată, bani de întreținere anuală nu s-au găsit, de reparații cu atât mai puțin. Dovadă și faptul că marile investiții care s-au făcut pentru repararea căii ferate de pe coridoruri în Dunăre, despre care vorbea și colega noastră de la Brașov mai devreme, sunt fonduri europene. Și din partea de la Sighișoara până la granița cu Ungaria și între Sighișoara și Brașov, tot fonduri europene, de la Constanța și până la București, tot fonduri europene. Prin urmare, în lipsa banilor europeni, probabil că, din păcate, calea ferată nu ar arăta nici cum arată în momentul de față. Să nu mai vorbim și de trenul, că nici acolo nu ne-am descurcat foarte, foarte bine și tot pe banii europeni mizăm și pentru a ne reînnoi garniturile de trenuri și de locomotive. Cristina, și toată această lipsă de investiții se vede și atunci când am prezentat și noi, de foarte multe ori au fost incidente, trenuri care au deraiat, pentru că sunt foarte multe probleme provocate de faptul că sunt foarte vechi, e foarte, foarte veche infrastructura. Într-adevăr, marea problemă a României este în momentul de față infrastructura feroviară. Suntem, cum spuneam și mai devreme, la an lumină față de alte state, în timp ce alte state încearcă să își creeze linii de mare viteză. România încă speră să ajungă măcar la viteza pe care o aveau trenurile pe anumite linii în anii 90 sau înainte de anii 90. Și mă refer aici inclusiv la banii care sunt alocați prin Programul Național de Redresare și Reziliență pentru așa numitele quick wins, care înseamnă investiții punctuale în anumite linii feroviare foarte circulate, astfel încât viteza să crească de la un 50-40 la oră cât este acum spre viteza tehnică a liniei respective, adică undeva la 80-90 de kilometri la oră. Și sunt investiții care sunt extrem de binevenite, pentru că, din păcate, România, cu banii europeni, a investit în câteva proiecte mari, dar restul infrastructurii a avut de suferit. Și avem Coridorul 4, în care s-a investit foarte mult, adică legătura dintre Constanța până la granița cu Ungaria, trecând mare parte prin Transilvania, dar celelalte magistrale feroviare au cam fost abandonate. Iar acest program de quick wins, cum este numit în PNRR, înseamnă alocarea unor bani pentru reparații punctuale, pentru a crește viteza pe toată rețeaua, și este un lucru foarte bun că a fost introdus acest program prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Practic avem șansa să vedem o creștere a vitezei de circulație a trenurilor pe linii circulate, care să nu fie neapărat coridorul pan-european. Pentru că românii s-ar urca în tren și dacă trenul n-ar merge cu 160 de kilometri la oră, ci ar merge cu 90 de kilometri la oră, 80 de kilometri la oră și n-ar mai face 3 ore, să spunem, între Brașov și Sighișoara pe doar 120 de kilometri. Pot să dau și un exemplu. Iarna, de obicei, dacă vreau să merg la munte, de obicei iau trenul până la Sinaia, se face o oră și jumătate, cam așa, prețul este foarte bun și văd coloana de mașini și sunt sigură că foarte mulți oameni și-ar dori să evite traficul de pe Valea Prahovei dacă toate aceste rețele ar funcționa și nu doar din această zonă. Există într-adevăr câteva linii pe care transportul feroviar este mult, e competitiv cu cel rutier, ba chiar stă mult mai bine. Spre Valea Prahovei, spre Brașov, este una dintre linii, spre Constanța la fel, acolo trenurile merg și pot atinge 140-160 de kilometri la oră și este într-adevăr mult mai bine să alegem trenul spre acele destinații decât mașina. Evităm desele accidente de circulație de pe Autostrada Soarelui în timpul sezonului estival, pentru că se întâmplă cam unul pe weekend. De asemenea, evităm
depozitele de pe DN1 spre stațiunile de pe Valea Prahovei. Sunt anumite bucăți, asta încearcă de fapt aceste investiții feroviare, să demonstreze că dacă se investește în calea ferată, dacă o aduci la niște parametri astfel încât românul să fie dispus să se urce în tren, ea ar putea ajunge la un moment dat și profitabilă. Și nu numai românul care se urcă în tren, sunt și companii care se plâng din cauza acestei viteze media trenului, nu primesc suficienți bani sau nu au cum să își susțină modelul de business. Este o altă problemă, cea a transportului feroviar de marfă, pentru că acolo vitezele de circulație sunt și mai mici, undeva la 20-30 de kilometri viteza medie de circulație pentru trenurile de marfă, ceea ce într-adevăr face acest transport foarte puțin atractiv față de cel rutier. Se alătură discuției noastre și Doru Cireaș, jurnalist specializat în transporturi. Bună dimineața, mulțumim pentru intervenția în jurnal. Bună dimineața. 3,5 miliarde de euro prin PNRR. Care ar fi prioritățile? Unde ar trebui să se investească în primul rând în ceea ce privește căile ferate române? Ar trebui urgentate lucrările pe coridoarele de transport, cum este acest Brașov spre granița de vest. Deocamdată lucrările spre centrul Transilvaniei sunt rămase mult în urmă. De asemenea, conexiunile feroviare Calafat-Vidin din zona Olteniei iarăși este rămas în urmă și Caransebeș-Timișoara. Conexiunea feroviară spre Moldova, care din păcate, ca și în cazul autostrăzilor, sunt zone, regiuni lăsate în urmă, și spre portul Constanța. Per total, în fine, avem probleme de viteză mică a trenurilor de marfă, de aglomerare a infrastructurii și, într-adevăr, lucrări de electrificare. Apropo de ceea ce ați menționat și colegii noștri au menționat mai devreme, posibilitatea de a ajunge cu trenul mai repede decât cu mașina. O altă problemă care o avem, bun, ajungem la Brașov sau la Constanța foarte repede cu trenul. Însă de acolo, spre alte zone turistice învecinate, în zona Constanța, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche, de la Brașov după aceea Bran, Moeciu. Deci aici sunt zone care nu sunt acoperite de transportul feroviar, unde CFR Călători, de exemplu, ar putea pune la dispoziție și avea un serviciu de autobuze, de microbuze, care să transporte călători în zonele respective. Sunt foarte multe probleme așadar la căile ferate. Într-adevăr. Foarte multe probleme și le simțim cu toții, pentru că de foarte multe ori sunt întârzieri și așteptăm uneori chiar și câte o oră, două, până ajunge trenul, ceea ce te descurajează, nu, până la urmă, să mai circul cu trenul. Absolut, absolut. Viteza trenurilor este una foarte mică, deci viteza comercială. Deci, nu cea efectivă a trenului, dar cea comercială. Timpul în care ajunge un tren într-o parte alta țări este de undeva de 17 km la zona de marfă, 40 ceva de kilometri la călătorie. Este chiar mai mică decât viteza trenului din perioada interbelică. Oamenii știu când pleacă, nu știu când ajung, iarna stau în frig în câmp, vara stau în căldură, în arșiță, pe caniculă. Deci acestea nu sunt condiții să aducă din nou traficul spre zona feroviară. Plus o politică oarecum protecționistă la adresa transportului rutiere. Cu toții trebuie să ne gândim că acel camion care merge în fața noastră, în fața mașinii noastre pe șosea sau pe autostradă, poate era normal să fie pe calea ferată acea marfă. Nu să facă kilometri întregi de camioane care să blocheze o rețea rutieră și așa aglomerată și distrusă, plină de șleauri și gropi. Mulțumim tare mult pentru intervenția în jurnal. Cristina, aș vrea să uităm puțin și asupra Bucureștiului și zonei limitrofe, pentru că ar fi foarte important, nu sunt foarte mulți oameni din jurul Bucureștiului care vin în capitală, au locuri de muncă aici și vedem ce se întâmplă, nu, în trafic, tocmai pentru că nu există o rețea foarte bine pusă la punct. Cât de mult ar ajuta asta? Ar ajuta o centură feroviară a Bucureștiului care să lege, să înconjoare capitala. E un proiect despre care s-a discutat foarte mult, s-au făcut foarte puține. Ar ajuta de asemenea o legătură mai bună a Gării de Nord cu alte zone din București, pentru că sunt și în momentul de față oameni care fac naveta să lucreze în capitală, vin și din Ploiești, vin și în localitățile de pe lângă. Avem măcar tren la Otopeni, măcar aici stăm. Avem tren la Otopeni, ne-am chinuit foarte mult până am reușit și să facem și acea linie de cale ferată. Au fost o felul de discuții dacă nu era cazul să fie
cu o soluție mai modernă, mai cum este în alte state, în loc de o linie simplă pe o bucată destul de mare. Se va schimba și acel proiect, se va moderniza și acel proiect la un moment dat. Merg lucrurile destul de greu în România. Și sunt multe probleme, de la probleme birocratice, probleme legate de licitații. În momentul de față nu ne mai putem plânge însă de partea de finanțare, pentru că toți ochii Comisiei Europene sunt spre sectorul feroviar și este încurajată dezvoltarea acestui sector și investițiile în acest sector. Din păcate, noi o luăm de foarte în spate față de celelalte state. Să sperăm însă că știm să profităm de trenul cu bani, să spunem așa, care oprește pe calea ferată românească în această perioadă și că știm să atragem toți banii care ni se pun la dispoziție pentru a ajunge și noi cu calea ferată în secolul 21. Mai este o problemă, pentru că, uite, de exemplu, dacă mergi de la Sighișoara la Târgu Mureș, dacă vrei să mergi de la București la Târgu Mureș cu trenul, cei mai mulți călători coboară la Sighișoara și de acolo iau microbuzul, pentru că nu există o cale directă foarte scurtă, pentru că sunt 54-60 de kilometri de la Sighișoara la Târgu Mureș. Se face un ocol de aproximativ 4 ore pentru cei care vor să ajungă în acea zonă. Vreo speranță pentru cei care vor să meargă în acea direcție cu trenul? Nu este singura zonă, să spunem, sau localitate care nu beneficiază de un program mai bun de circulație. De altfel, chiar și Doru scria, a scris în repetate rânduri, am scris și noi și toate asociațiile care urmăresc dezvoltarea sectorului feroviar despre faptul că mai este mult de muncă și pe zona de mers al trenurilor și practic adaptată circulația la nevoile călătorilor din zonele respective și că ar trebui ceva mai bine adaptată practic la solicitările oamenilor din zonele respective, la programul lor de lucru, astfel încât să deservească într-adevăr toate regiunile țării în mod coerent și consistent. Și până la urmă vorbeam și despre faptul că e o loterie, nu, atunci când mergi cu trenul, dacă ne uităm la starea trenurilor. E o loterie vara dacă există aer condiționat, e o loterie iarna dacă există încălzire, pentru că s-a întâmplat, am pățit probabil mulți dintre noi, să mergem pe același traseu și să fie să nu fie încălzire, fie să fie, dar, repet, este o loterie asta. Da, problema feroviară de la noi nu ține doar de partea de infrastructură. Sigur că aia este una extrem de importantă, ține și de partea de material rulant. Adică avem trenuri, vagoane, locomotive vechi. Sunt și mari consumatoare de combustibil sau de electricitate, nu sunt performante, nu sunt nici extrem de bine întreținute, poluează și de foarte multe ori avem diverse probleme, că nu merge încălzirea sau că nu merge aer condiționat, că iau foc sau se întâmplă alte nefăcute pe calea ferată și, într-adevăr, pentru călătorii treci odată printr-o experiență de genul acesta și ești destul de reticent să te mai urci în tren pe o distanță lungă. Pentru că a te urca 2 ore să stai în tren, zici câte se pot întâmpla totuși în 2 ore, dar te gândești de 2 ori după ce ai trecut într-o situație similară, dacă te urci, de exemplu, în tren ca să mergi la Iași de la București sau de la București la Oradea sau la Cluj. Adică, în momentul în care treci pentru o experiență din asta, începi să-ți pui niște semne de întrebare dacă n-ar trebui să optezi pentru alte mijloace de transport. Deși, toate studiile arată că dacă este bine întreținută, dacă ai material rulant adaptat pentru nevoile oamenilor, material rulant nou și performant, calea ferată poate lua, să spunem așa, fața inclusiv avionului până la o distanță de 350 sau chiar 500 de kilometri, adică ar fi mai eficient să te urci într-un tren decât să iei un avion. Dar asta când o să ne apropiem de media europeană? Asta când o să ne apropiem de media europeană, există și investiții în momentul de față prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară iar în a achiziționa material rulant, trenuri
care să parcurgă și de lung parcurs și de scurt parcurs și locomotive care să înlocuiască din actualul parc rulant. Bineînțeles că nu sunt suficiente aceste investiții, trebuie făcute și altele dacă vrem să ajungem și noi la imaginile, să spunem, din Norvegia, Spania, Franța, țări care au o infrastructură feroviară destul de bine dezvoltată. Cristina, îți mulțumim tare mult pentru prezența în platou și pentru toată această analiză.